Petrișor, 30 de kilograme, hai 30. Vă apropiați? Iar 30. 38 să bate la 40 la fete. Dai un 30 ceva, băieți. Uite ea. Și lucrează! Scoate mâna aia și fă! Prinde fixare, hai, prinde fixare, uite peste ea! Din ce unde, la nivelul genunchiului, pe sus, sus, pe coapsă! Bate piciorul! Două prize! Foarte, Mark, 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 M
venit cu Cristi. Trage la mine și ia. Mare. Băi, și acum faci picior. Mătează-i brațele alea. Băi. Mare. Tu sări. Și, nu, te lăsa cu spate, trage la tine. Și trage, 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 nu mai dă oprim, nu mai e cum să-l toace, nu mai e, du-te, 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 du-te. Hai, și poate. Hai, mine, hai și intră. Bă! Mai merge, să vin. Ia să mă rog. Și, mă rog. Păi îți face el. Ai avut noroc. Aia, trage-te, așa, și încoar. Și încoar. Și pe mă, așa, o, o. Nu îți faci sau nu? Aia, mult bine. Este pasta, este pe mace. Respiră puternic. Trage-te, lasă cu bun. Bun. Hai, ca să te văd la urmă. Dacă nu-mi bate, să trage mă, dai, stai. Intră-mă, face tău. Ce aveți, mă? Ești acolo? Ești? Și? Și coate? Foarte bine, foarte bine. Du-te, 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 du-te! Hai, sus. Hai, sus. Mă apropiați? Fernanda, sus. Pe 26. Cim? Limba-te cu el! Da? Ce puse-i vin? Mare, mare, mare. Te plimb cu el. Cim? Ești? Nu mai da la așa. Foarte bine, foarte bine. Dă-l, 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 spate, dă-l, spate. Nu lăsa pe tine, nu lăsa pe tine. Mare. Jim. Hai. Hai. Dă-i peste picioare, dă-i peste picioare. Împiedică, hai. Hai, 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 împiedică. Nu te răsuci, nu mai te răsuci. Stai pe loc și împiedică, trage. Hă, mă, dă-i peste picioare, pune-l jos. Hai, mai mi-l jos. Foarte bine, luptă, luptă, luptă. Dă-l după tine. Dă-l după tine! Ia-l de aici, ia-l de aici, ia-l de aici, ia-l de aici și trage! Dă-l, 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 așa, foarte bine, dă-l, dă-l, dă-l după tine jos, așa, da! Hai, hai, dă-l, Mario, după tine, împinge-te-n pot, Mario! Împinge-te! Op! Sus, sus, hai! Mare! Hai de sus! Ridică-te sus, Mario! Hai, hai, hai! Du-te, du-te! Acolo! Hai, mare! Hai, să forțeze un pic, dacă tot a venit. Știți că sunt campionate naționale? Foarte bine. Ești acolo, ești acolo. Marți, 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 foarte bine. Gim. Două prize, Cristi. Hai și lucrează, răsucește, Cristi. Hai, răsucește, Cristi, din forță. Răsucește, nu te lăsa tot sus. Nu, nu, haide, haide, nu lăsa, Cristi, nu lăsa. Marți. Hai, Cristi, răsucește, nu te lăsa, nu trage pe tine. Ești acolo. Nu lăsa, nu lăsa, ține brațul, ține forță. Hai și ultima lucru, hai, Marco, ce-o fac? Marco, da, stai, 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 dă-i și puțin apă, îi ia plouă curat, dar, Jim, tu să lăsa pe spate, intră pe procedeu, intră, bagă șoc! David! Bagă-mă șoc! Hai, lucrează sol, lucrează sol, să te văd, hai! Du-te-n fața lui, du-te-n fața lui, în fața lui! Stai jos. Hai, mă apropiați. Luca, veniți aici. Dumbo. O prinde și nu mai întorci. Să împinge în tine toate spatele la el, la mine. Hai, Aline, faci că o ai fac picioare din oace. Mare. Mare. Băi, se intră, mă, băi, mă, totul mă, 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 uite, 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 acum merge, acum merge, așa, pe ce aștepți? Deci n-are, dacă intră el, iar ți-l-a. 5, intră în continuu, intră, băi, Sebi. Du-te,
deși arată ca o competiție adevărată, nu este. Noi am crezut inițial că este o competiție adevărată, mai degrabă un fel de pregătire între dumneavoastră și dumneavoastră și Popeșile Ordeni. Ce puteți să ne spuneți în privind ce pregătiți practic? E un preconcurs, o pregătire înaintea marelui turneu al Nea Dumitru, care are loc săptămâna viitoare. E un schimb de experiență, un antrenament comun. Sunt copii de la categorii de vârstă 2001 până la 2008. Sperăm să mai avem astfel de mini-concursuri, ca să le zicem noi, sau schimburi de experiență între noi și cei de la Popeșile Ordeni, cât și de la alte cluburi. Sper că a fost o chestie bună și pentru noi și pentru cei de la Popeșile Ordeni. Altceva? Vreau să vă întreb cât de mult contează pentru un copil în momentul în care luptă cu cineva. Tocmai dumneavoastră întrebați, ai mai luptat cu el, nu te-ai mai luptat? Sunt niște lucruri de genul acesta. Da, ei țin minte probabil acea luptă, da. Și dacă se mai întâlnesc pe parcurs, încearcă ori să-și ia revanșa, ori să profite de punctele slabe pe care le-a identificat, să spunem, are cum adversarul. Da, exact. Nu neapărat să-și ia revanșa. La nivel de sport de contact, în salele de antrenament sau chiar și pe euroregiuni, copiii se adaptează la un număr de copii, adică astăzi luptăm cu și mâine cu același partener. Faptul că vin parteneri străini, la nivel de seniori, chiar sunt plătiți luptători să vină, întrucât ei se plafonează, intervine rutina și fac același tipul de procedee pe aceleași copii. Știe că în sală el e campionul sau pe el îl bate toată lumea, numai că venind alți copii își îmbunătățește tehnica, în primul rând. Da. Dintre cei care au luptat astăzi vor fi și new entry, să spunem așa, pentru care vor lupta pentru prima dată într-un concurs de asemenea învergură, dintre elevii dumneavoastră. Da, sunt copii care nu au luptat niciodată, sunt copii aceia mici, chiar și unii mai mari mi-au adus mai târziu la judo, dar niciodată nu e târziu. Da, și sunt copii care vor lupta la turneul Alina Dumitru pentru prima dată, alții sunt deja cu experiență de 2-3 ani. Pe mine m-a bucurat, încă o dată vă spun, prezența prietenului meu mureșan de la Popeșile Ordeni. Și vedem acum ce o să facem la Haia Dumitru. Da. Asta vreau să vă întreb. Va fi doar judo clasic sau vor fi și lupta la sol? Am văzut că ați pregătit mai multe lucruri astăzi. Da, în judo există două feluri de luptă, neoaza și nageoaza, lupta din picioare și lupta la sol. Lupta din picioare implică și lupta la sol totodată. În momentul în care sportivul e proiectat, continuă cu lupta la sol, ceea ce va fi la Alina Dumitru. Acum, datorită faptului copiii sunt și obosiți, au avut multe meciuri, am trecut la neoaza, lupta la sol, dar la concursul Alina Dumitru va fi luptă din picioare cu continuare de luptă la sol, da. Mulțumim mult de tot și vă urăm succes în continuare. Și eu vă mulțumesc și vă mai aștept. O luptă frumoasă astăzi, probabil între prieteni, vă cunoașteți antrenorii. Ce puteți să ne spuneți despre clubul dumneavoastră și despre astfel de precompetiții? Am înțeles că urmează un concurs important pentru judo românesc. E o pregătire pentru cei născuți 2003-2004 și 2006-2007 care vor lupta la Cupa Alina Dumitru. Noi sperăm să facem cât mai des genul ăsta de antrenamente comune. Sunt verificări, fiecare club își pregătește o tactică, o tehnică pentru următorul nostru concurs. Așa facem un test de verificare. Ce să spun? Prietenul meu foarte bun, de aici de la Giurgiu, ne-a ajutat și sper să facem cât mai des genul ăsta de colaborări. Vreau să vă întreb despre club. Este unul privat? Vă ajută pe cineva? Ne interesează și pe noi cât de greu este un club de judo privat în România să evolueze. Am văzut că aveți foarte mulți copii și este un lucru îmbucurător. Suntem un club privat. În general, noi ne atragem toate resursele financiare din privat. Donații, eventuale ore de kangu, fitness, ce ținem în sările noastre. Deci toți banii noștri sunt bani privați. Numele clubului și numele dumneavoastră? George Mureșan e numele meu. Clubul se numește Mahco Riu Gym, din Popeșile Ordeni. Mulțumim mult de tot. Și vă mai așteptăm la Giurgiu. Am dorit să ne dați doi sau trei copii, așa mai vorbăreți, să le punem câteva întrebări de la dumneavoastră. În primul rând, spune-ne și nouă de ce e cu jucăria, așa e numele tău, sau e o poreclă? O poreclă. De ce ți se spune așa? Că sunt mic. Că ești mic, dar am văzut că te-ai luptat destul de bine astăzi. Îți place să faci judo? Da. Câți ani ai și de când practici acest sport? Am 8 ani și de 3 luni. De 3 luni doar te-ai apucat? Dar ai jucat foarte bine. O să participi și tu la concursul de săptămâna viitoare?
Da. Ți-ai propus ceva, vreo medalie sau? Da. Umbli la școală, dacă ai 8 ani, ești la școală, nu? Mai te supără colegii, așa, le mai faci o proiectare dacă te supără? Nu. Sunt cuminți? Nu sunt cuminți. Hai, lasă că o să mai prinzi ceva experiență și nu o să mai te supere nimeni, nu? Da. Bine, mulțumim frumos. Care e numele tău adevărat? Dobre Emil Andrei. Bine. De la cel mai mic la cel mai mare, tu de cât timp practici sportul? Un an jumate. Am văzut că te descurci și în picioare și la sol, îți place, ești așa combinativ, versatil. Da. Spune-mi câți ani ai și unde înveți. 12 și învăț la școală gimnazială. În București sau unde anume? În București. Povestește-mi puțin despre sportul ăsta, ce te-a atras? Ai ajuns din întâmplare, te-au dus colegii, te-au dus părinții, ai făcut și alt sport? Am făcut înainte fotbal, dar n-a fost de mine și am venit la judo. Și îți place mult de tot sportul ăsta? Nu e obositor? Nu îți ia foarte mult timp? Nu mi-a. Îți place? Mie-mi place. Ce ți-ai propus la concursul de săptămâna viitoare și dacă a fost util antrenamentul de astăzi? Să iau locul unu. Da, da. Tu am văzut că ai un stil anume la lupta la sol. L-ai făcut tu, l-ai gândit tu sau antrenorul ți-a recomandat, te-a învățat lucrul ăsta? L-am gândit eu stilul ăsta. Am vrut să-l fac mai jos ca să nu mă bată nimeni. Are și o denumire anume, noi auzeam aici șoptind stilul șobolanului sau nu are un nume? Nu. Nu are un nume? Nu. Povestește-ne puțin cum ai ajuns la judo, repede. Eu de la 7 ani m-a dat mama și am vrut normal să se slăbesc. Și m-am apucat și am vrut să continui, că îmi place foarte mult. Ce vrei să faci pe viitor, la concursul de sâmbătă și duminică? Eu aș vrea să câștig locul 1 la toate concursurile. Spune-ne și nouă cum te numești și unde înveți. Mă numesc Cervencu Emanuel Gabriel și învăț la școala 101. Dar ești din Popeșle Orden, nu? Dar înveți în București. Da. Da, da. În primul rând am remarcat faptul că tu ai kimono de culoare diferită. Ce semnifică asta? Că sunt capitan. Ești capitanul echipei? Și centura portocalie? Păi, centura portocalie am câștigat-o. Ia spune-ne tu de când timp practici judo și cum anume ai ajuns în rolul ăsta de capitan? Am practic de vreo 2 ani și am venit, m-a adus mama din întâmplare. A ajuns să-ți placă de 2 ani deja mai vechime. Da, foarte mult. Tu ce-ți propui să faci la concursul de săptămâna viitoare? Să iau doar locul 1. Spune-ne și nouă numele și unde înveți. Pe mine mă cheamă Socor Mario Silvio Andrei și învăț la școala 101 cu Manu. Mulțumim mult și mult. Am văzut că v-ați luptat și cu băieții, i-ați cam bătut astăzi, v-a plăcut? Da. V-a plăcut antrenamentul? Da. Ce vă place vouă mai mult? Să lucrați la sol sau în picioare? Am văzut că sunt stiluri diferite, neoaza și judo, normal. Mie îmi place mai mult în picioare. Mai mult în picioare. Tu ce poți să ne spui? Cum a fost competiția de astăzi? Ai văzut copiii noi din altă localitate? Da, am văzut. Cum a fost lupta să te lupți cu un băiat? De obicei mai te antrenezi sau doar cu fete? Mi-a plăcut. Te-a plăcut? Da. Am văzut că ai reușit să-l dobori. Da, am reușit. Ți-ai propus ceva pentru concursul de săptămâna viitoare? Vrei să câștigi ceva? Știu că ultima dată ai luat o medalie. Da, vreau să câștig locul 1. Bine, mulțumim mult, fetelor. Spuneți, cum dați ajuns voi tocmai de la Gogoșari aici la Giurgiu? Am ajuns cu mașina. Bine, mă gândeam că cu mașina ai ajuns, dar cum ați venit la club aici, la Giurgiu? Cu tatăl meu, cu Gigi, cu Tasu sau cu Iuli, cu unchiu. Am înțeles. Dar ce anume v-a determinat să practicați sportul acesta? Iuli ne-a zis într-o zi, bă, și ce vreți să veniți la judo? Și noi, da. Și am venit la judo și am lucrat. Voi știați înainte ce e la judo, înainte să ajungeți? Nu. Păi și cum ați acceptat să practicați un sport despre care nu știați mare lucru? E prima dată și ne-a plăcut. Și ultima întrebare pentru tine. Ție ce-ți place cel mai mult la sportul ăsta?
pentru că... Ce-ți place ție la sportul ăsta? Hai, nu te emoționa. Spune mai bine ce o să faci la competiția de săptămâna viitoare. Ți-ai propus ceva? Da, eu vreau să iau locul întâi și să-i pun pe toți. Așa, să-i pui pe toți. Da. Luca, tu ești ultimul pe care îl intervievăm astăzi. Am înțeles că ești marea speranță a Giurgiului pentru competiția de săptămâna viitoare. Ți-ai propus ceva să câștigi acolo? Da. Ce anume? Teotoshi. Cum a fost antrenamentul de astăzi? Crezi că a fost util? V-ați antrenat suficient pentru a câștiga cel puțin o medalie acolo, la București? Da. O să mergeți și voi la colegii de la Popești la Ordeni? Cred că da. Bine, mulțumesc și baftă! Toții, că ne-am calificat, s-a calificat Clejeanu în dauna